Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot pentru ziua de joi 31 decembrie. Hai să vedem pentru ultima zi din acest an 2020 care sunt energiile pe partea de dragoste, pentru sănătate, pentru bani, carieră, situație financiară. Ok. Foarte interesant. Hai să ne uităm. Pe partea de dragoste avem temperanța, cumpătarea, cartea care în tarot reprezintă zodia săgetătorului. O să fie foarte bine aspectați azi pe sectorul amoros săgetătorii sau cei care sunt într-o relație cu un nativ din zodia săgetător. Pentru toți ceilalți, mesajul zilei ne îndeamnă la cumpătare. Nu faceți excese de niciun fel în relația voastră, în tot ce ține de sentimente, emoții, relația cu partenerul sau partenera de viață. Pentru cei singuri, îngerul cumpătării vine cu promisiunea că dacă aveți răbdare și învățați lecția răbdării a cumpătării, o să primiți acest partener, parteneră ideală la care visați. Trebuie doar să aveți răbdare, să nu vă panicați, să nu exagerați, să nu disperați în niciun fel. Lucrurile se întâmplă la timpul lor și după un orar divin, nu neapărat după orarul nostru uman, cum ne-am dorit noi să se întâmple. Pentru cei aflați în relații de lungă durată, temperanța vine cu un mesaj de cumpătare. Fiți mai înțelegători față de partenerul, partenera voastră și deschideți canalele de comunicare dintre voi și partener. Pentru toată lumea, în dragoste, lucrurile merg într-o direcție pozitivă și cu toții, fie că sunteți singuri sau sunteți în relații, astăzi o să aveți o zi plăcută din punct de vedere emoțional, sentimental. Că e alături de partener, parteneră, că e alături de prieteni, că e alături de familie, cu toții astăzi o să simțim acest înger protector al temperanței care ne învăluie inima de iubire. Pe partea de sănătate avem șasele de inimi, o energie iarăși foarte pozitivă, foarte multă susținere pe partea de sănătate. Cei care aveți copii, e posibil să vedeți că astăzi au nevoie de mai multă atenție, de mai multă afecțiune din partea voastră. Pentru o mică parte dintre voi, e posibil că astăzi să revizitați o problemă de sănătate din copilărie, adolescență, tinerețe. Partea bună este că știți deja cum să tratați acest topic, adică ați mai trecut prin această situație și știți exact ce aveți de făcut. Pentru cei care nu suferiți de boli de niciun fel, e o zi foarte bună ca să vă faceți un plan de acțiune pentru anul următor, un plan de terapie preventivă, nu curativă, astfel încât să vă protejați corpul, să vă întăriți organismul, să lucrați la acele puncte slabe din sănătatea voastră, ca să vă asigurați că nu o să aveți probleme majore de sănătate în următorul an. E o zi bună să vă întrebați părinții, bunicii, familia de istoricul medical, astfel încât să vă puteți face acest plan de atac, acest plan preventiv. Da? Per total, e o zi foarte bună, echilibru emoțional, echilibru mental, echilibru fizic. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, aici avem 4 de monede. O mică panică, un mic moment de sperietură în care nu știți exact ce vă rezervă viitorul și de aceea țineți cu dinții de resursele materiale pe care le aveți. Mare atenție să nu treceți cu această energie și în noul an, pentru că nu este o energie constructivă. Pe partea financiară, da, este o energie stabilă, dar este o energie care de aici nu mai crește. Din acest punct nu mai are unde să evolueze pentru că ține morțiș cu dinții de ce are, de ce știe, de ce cunoaște și nu este dispus să ia absolut niciun risc. Bun, ziua asta de 31 decembrie, clar mesajul e nu luați niciun risc, nu vă băgați în investiții noi, fiți foarte cumpătați, fiți foarte temperați în toate planurile existenței. Dar mare atenție să nu treceți cu această energie și în anul nou.
O variantă mai sănătoasă, mai bună, mai constructivă să vă folosiți de acest 4 de monede pe partea financiară este ca în această ultimă zi din an să vă faceți o listă de mulțumiri, să mulțumiți Universului, să mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-ați obținut în acest an 2020. Da, a fost un an greu, a avut suișuri și coborușuri, dar cu siguranță vă dați și voi seama că se putea să fie și mai rău. Așa că faceți-vă această listă cu toate lucrurile pentru care îi mulțumiți lui Dumnezeu, mai mult ca să vă demonstrați vouă cât de multe ați realizat în acest an, peste câte încercări și probleme ați reușit să treceți, astfel încât de mâine să schimbați acest 4 de monede într-o carte mult mai productivă, mult mai bună pentru situația voastră financiară. Pentru o mică parte dintre voi, acest 4 de monede înseamnă că ar trebui să aveți grijă la bunurile voastre, la proprietățile voastre, să vă asigurați că ușa e bine închisă, că totul e bine securizat, da, și că nu poate să intre hoți în casă, în mașină, să vă ia lucrurile de valoare. Da, pentru o mică categorie dintre voi. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă las și cu un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această ultimă zi din an. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi și dacă v-a plăcut mesajul meu, să dați un like acestui video. De asemenea, vă recomand să vă uitați la etalările pentru anul 2021, sunt făcute pe fiecare zodie în parte, au cam 25-30 de minute fiecare și playlistul găsiți aici în colțul din dreapta sus. Bun, mesajul pentru ultima zi din an este următorul. Iert toate experiențele din trecut. Nu trebuie să știu cum să iert. Tot ce am de făcut e să fiu dispus să iert. Universul va avea grijă de felul în care iert. Un mesaj foarte frumos, în această ultimă zi din an, lăsați în urmă toate durerile, lăsați în urmă toate pierderile, trădările, toate sentimentele, emoțiile și gândurile negative acumulate în acest an 2020, astfel încât de mâine să puteți să porniți cu bagajul mai ușor, cu mai puține lucruri de cărat după voi, cărați după voi doar lucrurile frumoase, pozitive, lăsați în urmă fricile, lăsați în urmă ura. Lăsați în urmă toate sentimentele negative, lăsați-le în acest an 2020, care oricum a fost foarte ciudat. Faceți o decizie conștientă să începeți anul nou cu o energie fresh, nouă, pură, mai cumpătată, mai protejată, mai sigură pe fundațiile pe care începe. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, o să ne vedem și mâine cu etalarea pentru prima zi din noul an. Vă doresc să aveți un revelion minunat, în siguranță, alături de cei dragi. Nu vă asumați riscuri care nu sunt necesare. Aveți grijă de voi și să ne vedem la anul mai sănătoși. Pa, pa!